Bine v-am regăsit la misiunea Miezul Vieții, dragi prieteni, sunt Cornel Drăvășan, mă aflu la Boldești, Căieni, în Prahova, într-o biserică creștină după Evanghelie și stăm de vorbă cu domnul Walter Marin. Bine ai venit, Walter, la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Walter, povestește-ne puțin despre viața ta, despre copilăria ta, cum ai crescut, cum e viața pe aici, pe la voi. Ce să vă zic, am crescut într-o familie cu 7 copii, 3 frați și 4 surori. Mi-aduc aminte, eram mic și a fost sărăcie. Era sărăcie, de multe ori am fost la școală până în clasa a 8-a. Și mi-aduc aminte, mergeam la școală fără sandwich. Nu era de unde, nu? Nu era de unde, da, era sărăcie și... Mâncați de 3 ori pe zi sau mai puțin? Mai puțin. De multe ori am dormit și nemâncați, de multe ori. A fost foarte greu, deci a fost foarte greu. Tata tot așa nu avea o meserie și să câștiga banii greu atunci când eram mici. Și tata și mama nu erau creștini. Mi-aduc aminte că de multe ori plecau și ei la muncă cu ziua și când veneau acasă, adică noi îi așteptam cu nerăbdare să vină să ne aducă să mâncăm. Și mi-aduc aminte, de multe ori mi-aduc aminte treaba asta, că ei când veneau să certau. Și noi nu luam să mai mâncăm, ne speriam, intram în panică, fugeam unul colo, că tata să certa cu mama, începea să înjure, cum era atunci. Nu avea treabă cu Dumnezeu. Și vreau să vă zic că copilăria nu prea a fost așa, cine știe cum. Și ce ai zis? Cresc eu mare și o să... Păi vreau să vă zic că... Cred că din clasa 5-a. În clasa 5-a... Da, în clasa 5-a... Tot așa, datorită sărăcii, datorită asta, m-am apucat de furat. Ce ai putut să furi din clasa 5-a? La de la 10 ani? De la colegi. De exemplu, mi-aduc aminte, era un coleg de clasă al meu care strângea bani. Era casierul clasei și eu îi furam banii lui băiatul ăla și odată mi-aduc aminte că m-a prins. Am pitit banii sub coperta la carnet și a închis ușa diriginta. Doamna diriginta a închis ușa și a zis toți copiii rămân pe loc să facem control, să vedem cine a furat banii. Și a venit rândul la mine, a răscolit alea, a venit și carnetul, a găsit banii acolo. Vă dați seama, mi-a fost greu, mi-a fost asta. Cred că vreo 3-4 zile n-am mai fost la școală. Te-a pedepsit, te-a bătut sau ce-a făcut? Nu m-a bătut, nu asta, dar vă dați seama cum am picat în ochii lor. Pica greu. Asta în clasa 5-a. Și de atunci am început... Nu te-ai impresionat că te-a descoperit atunci? Nu. N-aveai... Nu, vă dați seama, am continuat în continuare. Că nu i-am furat doar o singură dată banii lui. Bine că îi furasem... mai de multe ori banii lui, dar aproape pe la sfârșitul clasei, așa m-a prins, că el tot se plângea, îmi fură banii și n-a știut. Și odată n-am avut timp să ies sau să fac ceva și m-a prins. Și după aceea a urmat calea asta de furat pe la oameni. Da. După aceea am crescut, deci asta vreau să vă zic că asta am făcut de mic. Nu spun cu lau, nu mă lau, nu, asta e o rușine. Dar... Ai fost și în străinătate? Și în străinătate, da. Și în străinătate, furam de la magazine. Nu te-a prins? Nu ai făcut pușcărie? Nu am făcut pușcărie, m-a prins odată la un magazin, acolo m-au bătut. Erau bodyguards de acolo, de la magazin, m-au băgat într-o cameră mică și m-au bătut. Aia a fost prima bătaie și ultima care am luat-o. Și am avut noroc mare că am avut biletul de avion luat de curând, era de 2 zile. Și știam puțin să vorbesc și m-am înțeles un pic cu ele, am spus că am venit să muncesc și m-a luat cineva cu forța și m-a obligat să fur. Am mințit. Am mințit și am scăpat, că altfel dacă nu spuneam asta, ei ne dădeau pe mâna poliției și poliția ne băteau adevărat. Ce ne-a bătut ăia a fost puțin. Dar poliția... Ne băteau greu. Despre Dumnezeu, despre credință, nu știai nimic, n-avea nicio treabă. Deci aveam așa, mă gândeam că ce caută pe pământul ăsta,
Mă gândeam, de exemplu, nu credeam în mintea mea că pot să mor vreodată. Adică aveam întrebări ale mele așa în inima mea, în sufletul meu. Mă rugam de multe ori noaptea. Dar n-aveam nicio treabă. Îmi plăcea să stau de vorbă. Dacă stătea cineva de vorbă cu mine, l-ascultam. Dar plecam la treburile mele și uitam de tot ce am vorbit. Ce s-a întâmplat în viața ta ca să aibă sens, până la urmă? Ce s-a întâmplat? Pentru că de câțiva ani te-ai hotărât să o iei într-o altă direcție. Da. Vreau să vă spun că ceea ce făceam eu credeam că e bine. De exemplu, asta s-a întâmplat după ce m-am pocăit, mi-a deschis Dumnezeu mintea și am înțeles. Ai înțeles că nu era bine. Că nu era bine. Dar atunci a funcționat că e bine. Da, că e ok și că mă simțeam grozav din ce fac mai rău, din aia eu eram mai grozav. Dar cum mai îți justificai mintea ta? N-aveam ce ziceai? Treabă. Că ăștia sunt bogați, noi suntem săraci, furăm de la bogați sau nu? Cum? N-aveam nicio treabă. Deci eu dacă veneam acasă și vă spărgeam casa și vă luam... Deci eu n-aveam treabă, l-am lăsat pe... Cornel fără... Până Cornel l-am lăsat fără astea sau... Deci n-aveam nicio treabă cu asta. Odată mi-aduc aminte, eram prieten cu un băiat și el avea niște bani care trebuia să-i cumpere medicamente bunicăs. Și eu i-am furat banii lui băiatul ăla. M-am jucat cu el până i-am furat banii. Deci n-aveam nicio treabă cu asta eu. Deci nu, și credeai că e fain, că ești inteligent, nu? Da. Că ești priceput. Da, și plus de asta aveam un singur copil atunci. M-am căsătorit la 23 de ani. Avea băiatul meu, avea 3 ani atunci. Și îl învățasem să fure din magazin. La 3 ani. Ziceam că e ceva, mamă, ce copil am eu, mă gândeam eu. Dar nu mă gândeam că, uite, bă, ce fac eu. Că dacă era, acum băiatul are 12 ani, acum el era expert, cum să zic. Și îmi băgam eu, cu mâinile mele și cu mintea mea și cu viața mea, îmi băgam copilul la pușcărie. Nu mă gândeam. Mă gândeam că e bine. De exemplu, mai mă gândeam, deci copilul când o să facă băiatul meu 7 ani, să-l trimit eu la școală? Nu, îl trimit eu la școală. Să-l scol eu dimineață, să-l trezesc din somn când doarme? Nu. Ce școală? Ce? Mă gândeam că n-are ce să facă cu școala. Că, de exemplu, să fii un medic, trebuie să ai nu știu ce creier special. Să fii un profesor, trebuie să fii nu știu ce neam, ce spiță, ce de-asta. Deci nu mă gândeam la asta. Deci nu aveam nicio treabă cu asta. N-aveam. Și ce s-a întâmplat? Odată am venit de la ultima zi, a fost aia, am venit de la furat. Am fost și eu, și soția, și copilul. Aveam permis, aveam mașină și am fost la furat. Și am venit de la furat. Ce furaseră-ți de data aceea? Nu mai mi-aduc aminte. Nu ți-am aminte. Deci nu mai mi-aduc aminte, sigur nu mai mi-aduc aminte. Nu mai știu ce furase. Am venit acasă și în seara aia se făcea la noi aici o evangelizare. Au fost invitați niște frați de la Bărbulești. Nu știam eu cu adunare, cu asta, nu știam ce să face, cum e programul, cum e astea. A fost în aer liber, a fost. Și am luat soția, am luat băiatul, hai să mergem și noi. Te-ai invitat cineva sau ai auzit pur și simplu? A fost cineva la noi acolo și a făcut așa invitație, cine vrea mâine să vină. Și mi-a rămas în minte. Mi-a rămas. Chiar n-am uitat ziua aia atunci, că trebuie să... Și am venit în seara aceea, am venit aici. Am început să cânte, am început să predice. Și la urmă se făceau chemări. Nu știam ce e. Cine vrea să iasă în față, cine vrea să-l primească pe Domnul în inima lui. Și au ieșit mulți. Mulți, mulți în față. Eu plângeam, curgeau lăcrămile așa, pur și simplu. Ce simțeai în momentul ăla? Simțeai că te cercetează Duhul lui Dumnezeu, dar tu nu știai despre ce vorba. Nu știam despre ce vorba. Nu știam care era treaba. Că plângeam. Și soția? Mă uitam la soție, plângea și ea. S-au făcut chemări, o grămadă de oameni în față. Eu ultimul am ieșit. Am ieșit ultimul. M-a întrebat soția? Da, cu mine. M-a întrebat ce facem, nu mergem și noi. Hai să mergem și noi. Mi-era rușine că erau băieții care furam cu ei. Ce zice ăștia? Că m-am pocăit. Venea Satan atunci. Și am ieșit în față. Am ieșit în față și... De atunci viața mea s-a schimbat complet. Aceea a fost ultima zi în care ultima, ai furat. Ultima zi și vreau să vă spun, dar vă spun un pic mai încolo. Deci Satana m-a mai încercat cu asta. Dar deci nu. După ziua respectivă, ai hotărât în inima ta, domnule, nu mai fur. Nu. Deci ai hotărât asta. Da. Păi știam că dacă... Te pocăiești, nu mai poți să știam, dacă o să ies acolo, trebuie să renunț la furat, trebuie să renunț la tot.
Și nu te-ai gândit, domnule, din ce o să mănânc acum, ce o să fac, ce o să dreg, cum o să fie? Deci vă spun sincer că n-a fost gând. Deci n-a fost gândul ăsta. Deci știai că se poate și probabil fără. Dacă era gândul ăsta, probabil că nu mă pocăiam. Adică să-mi fi fost frică să cu ce trăiesc. Că, de exemplu, mi-aduc aminte că pastorul care era a spus așa, că dacă este cineva care să crede bărbat și care nu e frică de viață și care... Și vorbele alea a fost pentru mine... Adică mă gândeam, bă, dar ce fac eu? Trăiesc numai din furat, numai din astea? I-am văzut și pe băieții de la Bărbulești cântau extraordinar și am zis, bă, dacă băieții ăștia, oamenii ăștia, au și ei familie, au și ei copii, pot trăi fără furat? A renunțat la că... Mă gândeam eu, ei pot să cânte și ei manele, pot să se ducă și ei la anunț, pot să ducă și ei la botezuri, să câștige banii mai ușor. Dacă ei a renunțat la asta și cântă acum pentru Dumnezeu, adică a fost ceva, nu știu ce să vă zic. Deci Dumnezeu a fost special trimis pentru mine atunci, Dumnezeu a lucrat. Și ai plecat acasă după aceea și au venit băieții. Hai că avem un pont. Avem un da, mi-au zis, hai mă, ce faci, nu mai merge la treabă, nu mai merg. M-au încercat de vreo câteva ore, a văzut că sunt serios, bă, cu ăsta nu ne jucăm, ăsta s-a pocăit. M-au lăsat în pace. În perioada aia trebuia să botez băiatul. Vorbisem cu un văr al meu care e lăutar, trebuia să vină să cânte, trebuia să... Socrul meu plătea tot, plătea mâncare, plătea masă, plătea toate astea și am zis că nu. Nu mai, s-a terminat, nu mai facem botez. Nu că eu botez băiatul, spunea el. Că a zis, cine știe, o făcut și el așa, s-o fi dus și el acolo. A trecut o zi, două, trei, a văzut că ne ținem de treabă, a renunțat și el. Și ați venit la biserică din ocazia aceea? Am venit aici. Mi-aduc aminte, atunci aveam o Dacie și noi mergeam cu gazolin. Da, erau vremurile, gazoline. Mergeam cu gazolină, oamenii care stăteau în zona acolo unde era fabrica asta, o lua și bă, o furau, nu știu cum o luau, o furau. Și era mult mai ieftină decât benzină. Și am fost acolo, deci eu până în ziua când m-am pocăit, mergeam cu mașina numai cu asta, mergeam. Luam canistre, luam. Și nu știam care e treaba. Și l-am întrebat pe pastorul de la noi. Ce fac? Mai pot să bag și asta? Mai pot să merg cu mașina cu asta? Și a zis, păi nu, că nu. Ăla care are acolo nu e peco. N-are el peco la el acasă. Ăla o fură și el și că e furată. Și am înțeles și am renunțat. Duceam la peco și băgam benzină. Și deci n-ai luat nici gazolină furată. Nu. Bun, și cum te-ai descurcat în viață? Din momentul ăla, dacă toată viața, deci este foarte interesant, adică după ani de zile, de obiceiuri, de ponturi, de deja le vedeai pe toate, pe drum, oportunități și așa mai departe, dintr-o dată, domnule, stopăm chestia asta și o luăm frumos în viață. Ce ai făcut ca să supraviețuiești? Da, deci ce să vă zic? Deci n-a fost greu pentru mine, adică... M-a ajutat și socrul meu, de exemplu. Am stat la ei 9 ani, aproape 10 ani de zile am stat în casă la el. El era un om, avea servici și m-a ținut ca pe copilul lui o perioadă. A apreciat totuși că nu te mai duci la furat? Cred că a apreciat, da. Da, lui nu-i plăcea. Era un om foarte serios, foarte echilibrat. Nu era un om din ăsta să hai să furăm, mai să nu. Și el țigan ca și mine, dar mai aparte era. Și deci chiar n-am avut probleme. Deci n-am avut probleme cu asta să-mi fie frică. Mamă, ce mâncăm, ce facem. Și cum mai... aminte. Și vreau, ce ai făcut mai departe? Vreau să vă zic că... Deci am 8 ani de zile. 8 ani de zile. Deci nu știu măcar o zi. Acum am 5 copii. Dar nu știu măcar o zi să-mi zică copilul, tată, vreau și o banană și să nu am bani. Deci nu știu nici măcar o zi. Și de multe ori n-am avut servici, am lucrat cu ziua. N-am și ai lucrat și... fizic pe bune. Te-ai înțeles cu omul, la sfârșitul zilei ți-a dat banul. Da. Nu ai murit de foame. Niciodată. Deci niciodată. Walter, spune-mi, te rog, au fost oameni pe care ai păgubit și cărora le-ai dat ceva înapoi? Da, a fost un om aici în sat, unde în Boldește, aici unde locuiesc, care în urmă cu 15 ani, cred, i-am luat un porc. Din coteț? Nu din coteț. De pe stradă? Nu l-aveam coteț, scăpase, cred, și l-am luat din păduri. I-am luat porcul și îl bănuia așa. Era, cred că vreo 30%, așa că eu l-aș fi luat, că oamenii se temeau, știau oamenii de aici din sat. Ne cunoșteau.
Și după 15 ani de zile, când m-am întors la Dumnezeu, adică nu mă gândisem eu vreodată să-i dau porcul omul ăsta acum înapoi. M-am gândit. Și cum am pocăit, soția lui venea la adunare, soția la omul respectiv care îi luasem porcul. Și atunci a început să mă cerceteze Dumnezeu, mi-era prea milă. Deci când venea femeia la adunare, noi avem jos o sală de rugăciuni. Și înainte să înceapă adunarea, avem un obicei să trecem pe acolo, ne rugăm și pe urmă urcăm sus. Și o vedeam că plânge. Era foarte milă de ea. Omul ăsta nu mă băga în seamă, adică trecea pe lângă mine, n-aveam nicio treabă. El zicea că i-am luat porcul, credea el așa în mintea lui. Nu era sigur. Și m-am hotărât eu în inima mea, adică nu puteam să mai stau. Deci eu trebuie să vorbesc cu omul ăsta, trebuie să rup astea, că poate, adică poate eu îl împiedic pe el să vină la credință. La credință. Ce zice, unde mă duc? Mă duc acolo unde mi-a furat la porcul? Nu mă duc. Și într-o zi am decis să-i dau porcul înapoi. Aveam doi porci, crescusem unul special pentru el și unul pentru mine. Deci porcul care îl luasem era mai mare decât ăsta care l-am dat eu. Am chemat pe pastorul de la noi că era, adică nu puteam să mă duc eu, că nu știam cum reacționează. L-am chemat pe el, a vorbit și el mi-a dat sfatul acesta, că nu e bine să mergi tu, dar dacă vrei, mergi cu mine. Mergi. Am chemat doi băi să mă ajute, am băgat porcul într-o mașină, era un pic mai mic. Era. Mamă, ce tare asta. Deci porcul era un pic mai mic decât cel care îl furase mie. Ce ai zis tu? Să-i mai dea și niște bani, da, ca să fie nu, la preț. Nu era, adică nu eram eu un păcat în mintea mea, în conștiința mea. Și am zis, trebuie să-i mai dau ceva. I-am mai dat 300 de lei, porcul, și a luat și mâncare pentru porc. Am fost acolo, am rămas la mașină, s-a dus pastorul, a vorbit cu el. El a zis că e de acord, mi-a făcut sens să vin, ai vino, luat băieți, și ce ai spus? Știți? M-am dus la el, uite, eu ți-am furat porc, îmi pare rău, am fost și eu prost, am fost și eu nebun, nu știam ce fac, nu știam alea, ce să zic. Omul n-a mai zis nimic, a rămas fără cuvinte, ce să vă zic. Și s-a bucurat că i-a dat porcul înapoi. S-a bucurat, vă dați seama că s-a bucurat. Walter, știu că tu împreună cu niște prieteni aveți o hotărâre pe care ați luat-o, ca în fiecare an să zidiți o casă pe banii voștri, pe cheltuiala voastră, la o familie săracă. Cum de va veni pe gândul ăsta? Da, păi, de exemplu, la noi, în adunare, la început de an, pastorul bisericii ne ridică în picioare pe fiecare. Să face o adunare, să ne ridică, el are o agendă, o hârtie, o foaie, un pix și scrie, ne ridică de la copil până la bătrân. Și spune, ce vrei tu să faci pentru Domnul anul ăsta? Vreau să fac așa, vreau să fac așa. Și noi ne-am decis, suntem 6, care am spus că noi vrem să facem o casă pe an. Prima dată ne-a fost frică, vă dați seama, o casă pe an, să faci o casă la un om. Adică mă gândesc, sunt oameni care n-au făcut în toată viața lor o casă. Dar am început mai cu frică, mai cu teamă, am început. Am început, prima casă care am început a fost acum 2 ani. Acum 2 ani la o familie de aici, din zonă, sunt români ei, nu sunt țigani, că mulți zic că lasă că vă ajutați, că sunteți neamuri, că nu, ei sunt români, n-au nicio treabă. Nu sunt nici pocăiți și ei locuiau într-un vagon de la primărie. Erau 13-14 copii într-un vagon de la primărie, amoral. Amorală, sărăcie. Și am început să facem două camere. Am început să săpăm, am turnat fundația, am ridicat zidurile până la centură. Și acolo mă gândeam că dacă Dumnezeu vede dorința ta și vede că vrei să faci ceva, Dumnezeu te ajută. Și a trimis un om Dumnezeu la noi care, deci noi vrem să ne oprim la cele două camere. Deci făcusem două camere, am zis să aibă și două camere. Și nu mai, deci ne gândeam că nu mai avem bani să mai facem și facem și noi după puterea noastră. Și când a venit omul acesta la noi, a zis, uite, vreau să mă implic și eu, vreau să vă ajut și eu. Nu-mi place așa, vreau să facem așa. Și le-am terminat casa, au două dormitoare jos, o baie jos și două dormitoare sus. Cu scară, o frumusețe, am dat-o la cheie. Exact la cheie am dat-o, cu lavabil, cu parchet, cu baie, cu tot. Ce absolut. Ce a zis omul? Păi vă dați seama că... Adică... Ceva minunat. Dar ce este foarte important este că voi n-ați făcut casa asta ca omul să se pocăiască.
și ca să aibă un interes, ci pentru că așa ați vrut voi din partea lui Dumnezeu. Da, n-am avut nicio treabă, că chiar a fost o înțelegere între noi. Și adică dacă oamenii ne vor jigni, ne vor supăra, adică să nu le scoatem noi ochii, ți-am făcut casă sau am muncit pentru tine, sau nu, am făcut de drag, de bunăvoie, din toată inima, și mi-aduc aminte că de multe ori am plâns. Am plâns de bucurie, am plâns. Walter, că îți putem să facem foarte mult pentru mărturia aceasta. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pe tine, pe copii, pe soție, pe toți cei dragi, pe socru și... Am murit socru, pe părinții tăi. Meu, dar a venit la adunare. A venit. Da, a venit la adunare, trebuia să boteze de Paște, era așa în aprilie, și în martie l-a murit. Adică n-am mai apucat să mă... Se încredințase Domnului. Părinții tăi trăiesc și să fie și sănătoși. Da. Îți vând un pont așa la final, să știi că e mai sănătos fără porc deloc, așa ca să știi. Dar e bine că l-ai dat înapoi, îți doresc mult succes în viața de credință. Mulțumesc, Dumnezeu. Să fie Dumnezeu lăudat pentru această minune. Doamnelor și domnilor, iată minuni pe care le face Dumnezeu astăzi. A fost împreună cu noi domnul Marian Walter, care este zidar și construiește împreună cu echipă o casă pe an. Sunt Cornel Dărvășan. La revedere!